Băi, și încă o dată fier trifoi și m-am dus văcar la voi. Se întâmplă câteodată, stai de vorbă cu o fată, când te crești și tu e rău, drept aduci neroșa bou. Roate, băi! La cea de 5-a ediție a Festivalului Internațional Capra Tunca Breaza. Cel mai frumos festival din toate aceste 5 ediții, pentru că avem foarte mulți participanți și am cuprins mai multe zone ale Republicii Moldova, dar și formații excepționale din Ucraina. Atâta timp cât noi păstrăm aceste tradiții, noi suntem vii ca identitate românească și este frumos ca să transmitem aceste tradiții și datine populare generațiilor următoare. Diversitatea acestor tradiții este frumoasă și trebuie să le cunoaștem pe toate. Ha-ța-ța, căprițița, șacă capul mai pe sus, când de acolo te-am adus. Ha-ța-ța, 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 căprițița. Folclorul este axat pe tradiții, obiceiuri păstorești din localitate. Rolul este principalul în zona noastră, în satul nostru, fiindcă capra vestește sosirea anul nou, sosirea Crăciunului. Ea este spiritul bun al gospodarilor și aduce o veste bună, bucurie. Sârciu de argintul, sârciu cine șase, Doamnele bunul Dumnezeu, Doamnele mai dea rând cu mine. Obiceiul a apărut de mult din străbunici încă la Orlovca, Ucraina, raionul Ureni. Să strâng flăcăi două grupi, Chiatra și Pădurea, și umbli pensat colindă. La doilea zi, 25 dimineața, după ce se strâng în centru, toți încep să ne luptăm. Deci pe 25, dar nu pe 7 ianuarie. La noi, de mult din străbunici, se sărbătorește pe 24 spre 25 decembrie și ținem acest obicei până la urmă. Mulți ani, mulți ani, noroc și mulți bani, mulți ani să trăiți, să fiți fericiți. Curătura să sfârșești, scoate bani și plătești, la muracul prietrii aduci bani de la 100 de euro.